Dacă nu mi s-a întâmplat asta, măcar am văzut în reclamele de la televiziune la diverse paste de dinți. Sângerarea gingivală este un fenomen. Dacă gingiile sângerează, înseamnă obligatoriu că avem parodontoză sau nu? Sângerarea este primul semnal de alarmă de care trebuie să ținem cont pentru a veni la cabinetul stomatologic. Ea ne arată că există o cauză care produce această sângerare și ea trebuie îndepărtată, trebuie identificată și apoi îndepărtată. Cauzele pot fi multiple. O tehnică de periaj incorrectă, o periuță care nu am schimbat-o la timp, o plombă sau o lucrare mai veche, care fiind în contact intim cu gingia, pot să o lezeze și să ducă la apariția sângerării. Dacă sângerarea persistă, gingia se inflamează foarte tare, se acumulează multe bacterii în zona respectivă, mi apare un miros neplăcut la nivelul cavității bucale și atunci cauza trebuie îndepărtată și se produce o vindecare normală a gingiei. Da. În situația în care această sângerare persistă și totuși nu mă prezint la cabinetul stomatologic, ea poate evolua, se poate complica. Gingia se retrage, se retrage și osul, am rădăcini dezgolite și de-abia de aici înainte pot să vorbesc despre o boală parodontală. Dar în primă fază, sângerarea poate fi tratată prin îndepărtarea cauzei care a produs-o. Be smart. Be cool. Be fresh. BFM.